La noapte, cerul va fi variabil și doar izolat vor mai fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice în sudul țării și la munte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 15-17 grade. Mâine, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Temporar, cerul va avea unele înnorări și pe arii restrânse vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în regiunile sud-vestice, sudice și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În București, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru intervale de averse slabe și descărcări electrice va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. La munte, cerul va fi variabil cu înnorări temporare după amiaza și la începutul nopții, când pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura aerului va crește ușor față de ziua precedentă. La mare, vremea va fi ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 26 de grade, iar cele minime vor fi de 19-20 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 22-24 de grade.